Sistemul de plată a taxelor și impozitelor locale aduce, ca element de noutate în anul acesta, posibilitatea contribuabililor de a-și achita impozitele și taxele locale prin mijloace electronice. Contribuabilii vor putea plăti taxele și impozitele direct la casieria primăriei, online și de săptămâna aceasta și prin card de credit. În această perioadă, până vineri, vom efectua încasarea amenzilor, a taxelor pentru cărți de identitate și a taxelor de timbru, urmând ca, începând cu data de luni, 9 ianuarie 2017, să începem încasarea taxelor și impozitelor locale. Ca și element de noutate, avem introducerea unui sistem electronic de plată cu card prin POS, acolo unde cei care vor dori să utilizeze acest mijloc electronic de plată să poată plăti taxele și impozitele locale și cu cardul bancar. De asemenea, rămâne în vigoare și plata prin internet, acolo unde cei care sunt doritori să facă plata în acest fel trebuie să facă o solicitare la Direcția de Taxe și Impozite Locale pentru emiterea unui ID și a unei parole, urmând ca ulterior să poată să-și efectueze plata online. POS, Electronic Funds Transfer Points of Sale, este o tehnologie modernă de utilizare a cardurilor bancare, una dintre alternativele moderne de înlocuirea plăților în numerar, fie de către persoane fizice, fie de către societăți comerciale. Din păcate, plata electronică a taxelor locale nu a avut prea mulți aderenți la roman și nu a ușurat achitarea obligațiilor fiscale de către contribuabilii persoane fizice. Introducerea noului sistem electronic de plată va subția probabil și cozile la casieria primăriei.